make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 3 din Real Boxing. Mulți ne-au cerut să băgăm acest nou episod, așa că imediat o să îl băgăm, acum ne jucăm. S-o am promovat la centura de bronz, momentan suntem pe ultimul loc, dar nu s-a jucat niciun meci. Înainte să începem toate meciurile, nu uitați de butonul de like dacă susțineți continuare seria aceasta frumoasă. Eu să continuăm și noi cu ea. Avem 9 victorii din 9 meciuri și toate prin knockout. Să vedem acum la un nivel mai înalt ce vom reuși să facem, dar și noi suntem destul de bine crescuți. Am pornit prima rundă, sunt 3 runde și să vedem ce vom face împotriva lui Tommy Layden, așa că am pe acest jucător nou, am dat niște lovituri mai bune decât el, asta s-a văzut, avem și puterea mai bună decât acest jucător care ne-a mai întâlnit și el ne-a prins câteva lovituri aici, jucătorul care ne-a mai întâlnit, dacă nu mă înșel, și în centura de bronz. Frumoase, frumoase aici schimbările, pumnii pe care îi dă Seth Olten cu o freză nouă, după cum știm din episodul trecut, l-am upgradat, să spunem așa. Knockout! La pământ! Ce lovitură poate să dea aici? Incredibil, i-a ieșit borșul pe afară. E knockout, să vedem dacă se va mai ridica. S-a ridicat până la urmă, dar acum îl luăm tare, îl luăm în serie de aia lungă și din nou la pământ. E lipsit de șansă băiatul ăsta. Ai văzut cu lovitura, deci cu o lovitură înainte să-i dăm knockout, a ieșit și atunci sânge. A fost greu de văzut. Ia caz, mă, e knockout, n-am mai avut ce să facă. A 10-a victorie din 10 meciuri și toate acestea prin knockout. Un record adevărat pentru noi. Am trecut cu bine de primul meci, am luat și puțin bani, dar... Ne mai trebuie mulți bani ca să ne creștem, de acum creșterea este mult mai importantă. Vedem că un singur level din acela costă foarte, foarte mult, cam 1000 și ceva. Dar normal, așa ar trebui să fie ca să fie jocul competitiv, un joc competitiv, normal dacă este joc de sport. Să vedem al doilea meci al nostru, care îl avem împotriva unui jucător care seamănă izbitor de mult cu noi. Parcă ar fi fratele nostru Geamăn. Dar că-l cheamă Mason Ochoa. Oh, dar și el are putere destul de bună. Am văzut acolo ce lovitură a putut să ne trimită. Da, s-a mărit nivelul de jucători, nivelul jucătorilor, mai bine zis. Set a prins două lovituri foarte bune una după alta. Oh, încă două lovituri la fel de bune, dar a treia niciodată nu ne-a mai ieșit. Și el ne-a prins aici. Aoleu, dacă eram prins acolo era foarte, foarte rău. Și e la pământ, ce lovitură a putut să dea din nou aici, cade pe burtă, nu a mai avut ce să facă acest jucător, Mason, dacă nu mă știu, îl cheamă, Ochoa, da, Mason Ochoa, și din nou acum trebuie să luăm tare, după cum știm, să spunem, regula acestui joc, poate una din regulile acestui joc. Dar aici am pierdut din putere. Foarte bine apărat și ce lovituri foarte bun acolo. Continuăm. Dar aici s-a apărat bine și cade din nou la pământ pentru a doua oară. Pentru a doua oară cade la pământ. Din nou pe burtă și acest jucător. Să vedem dacă se va mai ridica. Eu sper să nu o mai facă. Dar s-a ridicat. Rămâne în picioare. Însă acum nu știu dacă va mai resta. Hai, acum, ăla-i mă. Ăla e, aoleu, cât pe ce-i spăsese în garda și din nou, acum n-a mai căzut pe burtă, a căzut pe spate direct. Și să vedem dacă, nu, deci nu mai are șansă, dacă și după asta să mi-a luat cuvintele jucătorul ăsta, dar noi suntem acolo la stamina aproape full, acum am mai spus că ne-a dat lovituri și momentul de grație, să vedem. Iarăși e la pământ, trebuie să fie mort, dacă nici după asta nu e mort. E bun rău jucătorul ăsta. Asta e poate că... dar de nou, cât de ușor cade la pământ, dar cât de ușor se și ridică. Asta este... dar nu mai, a căzut. Da, putem spune că îți dă ceva bătaie de cap cu jucătorii ăștia care au, să spunem, voință. Nu prea au așa energia. Am văzut cât de ușor cad, din ce în ce cad mai ușor la pământ și din ce în ce mai greu se ridică. Suntem pe primul loc în această piramidă, dacă putem să-i spunem așa, și vom juca încă un meci și vom reuși să facem, dacă vom reuși să batem pe acest adversar cu care ne-am întâlnit acum. Ring are o barbă asemănătoare cu a noastră, sau mi se pare a noastră, nu se vede foarte bine din profil, dar la el se vede excelent.
Și bun, am dat și noi câteva lovituri, dar și el ne-a prins. Avem la lovituri, am avut de fapt mai încărcat acolo. Suntem în prima rundă a acestui meci și deja este destul de extenuat adversarul nostru. În una îi dăm și popa, îi cântă. Ce spuneam? A căzut foarte ușor acolo, o lovitură foarte bună trimisă de noi și se ridică. Asta este normal că se ridică. Dar să vedem acum ce va mai întâmpla, dacă va cădea repede, dacă se va apăra bine. Oh, ne-a dat trei lovituri în balta, ni l-a prins bine, rău de tot. Da, asta a fost de rău pentru noi. Oh, și din nou ne prinde. Hai, hai și noi cu garda. De la fica, de la fica, de la cormă. Asta mi-a venit acum. Dacă dai, dacă ți-a apăsat pe ei. Așa, mă, vezi, mă. Ăla e cel mai bun antrenor de box. Priviți ce lovitură a dat la ficat și l-a pus la pământ. Ia uite și tu. Îi vine să pună mâna la ficat. Ce lovitură frumoasă a trimis acolo Seth Olten și a fost la pământ. Atenție mare. Și din nou l-a ficat, la corp e baza, la corp îi mănâncă ficatul de tot. Ce putere a trimis acolo, cu câtă putere a trimis acolo în coastele adversarului, care din nou se ridică. Cred că a fost asta pentru a treia oară, nu? Și asta e a patra, nu? Nici nu mai poți să-i ții evidența. Cade pe bandă rulantă că sânge s-a vărsat, da? Parcă suntem la local combat sau eu știu, UFC, de-astea în cușcă, da, UFC. Să vedem acum. Da, păcat că nu este pe PC UFC-ul, sigur făceam serie cu jocul ăla, e tare rău de tot. Dar din nou ăla-i, mă, ăsta e finish, e capăt de drum, da, ce spuneam, că nu mai are nicio șansă și câștigăm încă un meci în palmarezul nostru. Al treia meci consecutiv în care reușim să câștigăm până acum nicio remiză, nicio înfrângere. Facem niște exerciții, mă, uite, ne batem în ring. Hai să batem așa. Poate ne vom bate și în ring după exercițiile astea. Să vedem dacă aici ne vom descurca bine. Grid, perfect, perfect din nou, foarte bun. Nu știu cât de greu s-ar părea aici, dar parcă știi, când devii mai bun, se îngreunesc și lucrurile astea și antrenamentele. Dar foarte bine, nu trebuie să greșească și chiar dacă ar greși e antrenament ăsta, dacă să nu greșească în ring. Un record bun, un record bun, dacă tot vorbeam de ring, am reușit foarte frumos să ne păstrăm palmarezul cu de victorii, plin de victorii. Timeout am făcut și aici ne-am upgradat puțin, să sărim coarda, să vedem ce vom face la sărit coarda, cum ne vom descurca. Mă, vezi, din profilul ăsta se vede foarte bine umerii lui, așa, adică ăia de la gât, cum se numesc mușchii de la gât? Habar n-am, dar se văd foarte bine că sunt mari și pieptul, abdomenul are 2, 4, 6, câte are? 4, 8 pătrățele? Da, tu nu poți să te uiți să ai 2, 4, 6, 8 pătrățele are. Foarte făcut și biceps, triceps, un boxer. Făcut, nu toți sunt făcuți, chiar majoritatea sunt unii slăbuți, am văzut. Dar nu ne place așa plin de mușchi, batoză să spunem, umplut de mușchi. Da, am sărit și coarda, să vedem acum la săculețul mușchi astea pentru viteză, cum ne vom descurca. Asta trebuie să dai numai I și O, nu? Sau, uite aici, O, I, da, I și O. Adică stânga, dreapta, stânga, dreapta. Asta este exercițiu de viteză și trebuie să ne perfecționăm și viteza. Dacă nu mă înșel, la viteză avem cel mai mult la sută. Să vedem, să ne uităm și la astea cât de bun suntem. Dacă facem asta e egal. Nu știam asta. Să vedem în continuare. Mai sunt mai puțin de 10 secunde până se va termina și acest exercițiu. Nu știu dacă. Nu vom umple acest upgrade. Acest ultim upgrade. Dar e bine că n-am mai greșit deloc la toate trei exercițiile astea. Este un lucru foarte bun. Da, e egal la toate. Asta așa este. Ai avut dreptate. Nu mai creștem că oricum nu mai avem bani. 925.000 sunt banii noștri. Să vedem acum ne vom întâlni împotriva lui Cedric Pile. Și să vedem dacă vom bate jucător.
Da, să vedem dacă vom reuși să ne impunem chiar fără probleme cum ne-am impus până acum sau dacă va fi o mică surpriză. Această surpriză va fi prima, dar sperăm să nu se întâmple. Începem bine împotriva acestui Kelios. Știi ce am observat așa în centura asta de bruscă? Și ei au început să-i posteze mai mult. Fu, cât i-a luat din energie lovitura asta de dreaptă. Una după alta, până la urmă am fost prinși. Dar am observat că acum lovesc și ei cât de cât acolo. Oh! Ne-a sunat apa în cap. Ne-a dat de ne-a sunat apa în cap. Hai să-i dăm o replică acum. Nu trebuie să ne lăsăm așa. Și e loc ca multe replica replicilor. Replica replicilor. Cum a căzut acolo. Și el credea că are șanse în meciul ăsta. Deci e victimă sigură. E victimă sigură și Keliosu. Ce? Asta, mă, două lovituri din prima și la pământ direct, nici cu aia de înainte nu s-a întâmplat așa ceva, cred că ăsta e, ia uite și direct knockout, deci ăsta e petard de rău de tot, e beteac, prea beteac. Să mai jucăm, să vedem, vom mai juca un match, poate facem, nu, acum eu ziceam să facem un antrenament în ring, eu asta ziceam, așa, training fight, și după aia vom mai face un match. Să înainte cât mai mult la centura aceasta de box, sau poate acesta va fi ultimul, poate în următorul episod am face să vedem dacă vom câștiga centura de silver, înțelegi? Dar asta cred că va fi ultima luptă, să spunem așa, această ultimă luptă de antrenament. Hai acum să vedem dacă face sau mai face un meci după asta, da, să trecem așa, să spunem, cu brio de grupe. Băi, ăsta nu știu ce e, antrenorul nostru sau omul nostru de antrenament. Nu, nu. Partă, ăsta cred că e ultimul om cu care ne-am bătut. Dacă îl înșel, dar nu e ăsta, că îl chema tot cu ultimul num, adică numele lui de familie. Mă rog. Momentan dăm niște lovituri bune, momentan ne descurcăm bine în acest antrenament, nu este atât de important. Sunt 3 runde de câte 3 minute. Noi nu avem așa să spunem de ce să pierdem timpul să dăm mai multe runde. Fu, frumos, frumos de tot. E bine să ne perfecționăm și în ring loviturile, nu numai la saci de box și la coardă, mai știu eu ce. Așa, dă-i ticule, mănâncă din el acolo. Frumos, chiar rupe, dar are noroc cu cascheta aia de mai supraviețuiește el. A căzut la pământ și mai bine, aici vedeți, nu se numără, nu are de ce să se numere, dar la knockout, pentru că e antrenament, nu ai ce să câștigi, doar te antrenezi, doar înveți din greșeli, normal, ce faci la un antrenament. Dacă la fotbal înveți din greșeli în meciurile amicale, nu numai la antrenament, aici înveți din antrenament, dar cu saci de box, cu mai știu ce coardă, cu în ring, cu antrenorul sau oamenii cu care te antrenezi. Nu sunt ce mai spune mentat în box. Sau dacă vreți să spuneți chiar K1, kickboxing. Să vedem acum, mai este un minut din această rundă, din această primă rundă. Și ăsta a rezistat foarte, foarte mult. Da, deci de obicei adversarii noștri cădeau toți, adică erau învinși încă din prima rundă, ăsta cred că va prinde runda a doua. Se apără mult, dar nici nu dă ăsta. Uite acum a încercat să dea, ia mai dă-i mă la corp, mai dă-i una la corp. Dar se apără belerul de tot ăsta, n-ai ce să zici. Acu e dreapta la ficat, stânga la bărbie. Da, i-a spart în sfârșit garda, i-a spart în sfârșit garda, nu mai așteptam să se întâmple așa, dar iată că i-a spart-o și încă o dată, dar tot degeaba, pentru că eu cred că runda asta se va termina și el o să ajungă în runda a doua, asta e normal. Nu mai e runda a doua? A, e decât o runda la antrenament, nu? Ce bălmăjeam aici degeaba. E bine așa, e chiar bine așa, dar uite, e a doua oară, nu? Că poate, cine știe, odată să-l mai prindem și nu mai are ce să facă, dar mai sunt 10 secunde, să spunem, și se termină antrenamentul, dacă este doar o rundă la antrenament. Vom vedea în scurt timp, chiar foarte, foarte scurt timp,
Nici nu mai dăm. Ia lasă, mă lasă garda jos să dea și el. Da, s-a terminat antrenamentul nostru sau... Da, așa... Frumos, vom mai juca un meci, să vedem ce vom mai face, ne-am antrenat și în ring și să vedem acum dacă vom reuși să batem. Am jucat 4 meciuri din nou, acum vom juca al 5-lea meci, nu? Da, 9 meciuri avem în această centură, pentru această centură, de silver. Și să vedem începe meciul, ting-ting-ting, s-a auzit gongul. Și ăsta are creasta mai mică ca noi, deci va pierde. O, dar ce creastă proeminent avem noi. Uite, într-un timp vreau și noi să facem freaza asta, adică freaza, bă, barba asta cu mustață, de fapt mustață, să ne punem mustață. A trecut un sfert, să spunem așa, din primul minut, de fapt, un sfert din primul minut al primei runde, dar o rundă de 3 minute. Să vedem dacă acest fin Maddox va fi mai rezistent decât ceilalți. Până acum e amețit rău de tot, nu mai știe de el. Să vedem. Oh, am văzut, am trăit și am văzut că a fost și el, că a căzut și el la pământ. Pe ringul ăsta e real boxing, e box real. Nu prea se văd aici oamenii din tribune. Din nou, pentru a doua oară a căzut și pe spate de această dată. Wow. Acum să vedem dacă se va mai ridica. Uite, e destul de făcut, are un piept mare. S-a mai ridicat, dar la secunda 7, după 7 secunde mai bine zis. Și acum să vedem dacă îi dăm lovitura de grație pentru a treia oară în knockout. Hai, ticule, hai odată. Bine, mă, ce pumn a trimis acolo. S-a feriat, mai întâi ne-am ferit, ai văzut, și apoi a trimis foarte, foarte frumos. E mâncat de viu ăsta, e mâncat de viu. Ce? Că nu are ce să facă. Hai, ăla e mă, i-ai dat între mâini, nici nu știu dacă pot să explic asta. Cum ai putut să-i dai knockout la faza asta? Victorie pentru Seth Holton. Câștigăm din nou prin knockout. Foarte, foarte bine ne descurcăm. Am luat încă o victorie pe mine și încă niște bani. Să vedem dacă vom câștiga și această centură. Acesta a fost episodul 3 din Real Boxing, din seria noastră de Real Boxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și comment cu părerile voastre. Până data viitoare, sayonara!